Înființarea a cel puțin o creșă la 15.000 de locuitori. Aceasta este principala prevedere a proiectului de lege privind înființarea și funcționarea creșelor în România, proiect care a trecut de Camera Deputaților și urmează să intre spre dezbatere și aprobare în Senat. O astfel de lege este cu atât mai binevenită pentru giurgiuveni cu cât în orașul nostru există o singură creșă. Sunt onorat să dau o veste bună giurgiuvenilor din Camera Deputaților. În urmă cu două zile a fost adoptat tacit proiectul de lege privind Modificarea legii creșelor din România, în sensul că se vor înființa creșe cel puțin una la 15.000 de locuitori. Municipiul Giurgiu va mai beneficia de încă o creșă față de cea existentă, astfel că familiile tinere vor putea să-și lase copiii pentru educație într-un mediu civilizat. Partidul Național Liberal susține acest proiect de lege în continuare, l-a susținut și ca inițiere și în Giurgiu, primăria municipiului Giurgiu va pune în aplicare acest proiect de lege atunci când el va trece de Senat. Sunt convins că va trece și de Senat pentru că suntem mobilizați împreună cu senatorii să susținem acest proiect de lege și în fața plenului Senatului. Înființarea de creșe noi va fi o prioritate pentru viitoarea echipă de la primăria Giurgiu, a mai declarat Florian Nicolae, candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Giurgiu. El a precizat că finanțarea poate fi efectuată din surse proprii sau din fonduri europene.